S-a rupt caseta de direcție și ai și luat așa puțin afară, dar eu am avut grijă de ea, n-a pățit nimic, să-mi bă, dacă te mint, gen. Stai că ești afară acum, să-ți dau poză, să vezi cum e. Fă-i poză! Vin acolo, zi, da sau nu? Da, da, vin acolo, uite, îți trimite acum, tati, poza. Uite la poză. Trebuie să rămân poza. Ai primit pe WhatsApp? Da, mă, hai, vin acolo. Hai, pa, pa. Ca să înțelegeți, Jonuțule mi-a spus că nu știu, că i-a sărit roata, că el crede că n-a fost prinsă bine în prezoane de băieți. Da, frate, FaceTime, că vreau să văd dacă e mașina în stradă, în pisici, în măsici, dacă e nevoie de platformă. Prank-ul pe care o să-l fac astăzi a început, de fapt, acum un an. Dar ce ai făcut, că la cum arată? Nu, n-ai dat în spate, doar ai lovit aici. Pentru că în decembrie, când mi-a lovit taică-mi mașina, Dorian mi-a propus să facem un schimb de mașini când o repar și eu pe-a mea. Bă, știi că voiam să-ți propun un schimb de mașini, dar te las să o repare acum. Dar de atunci am mai făcut un accident, apoi Dorian și-a tunat mașina, după aia la nicio lună a lovit-o și el și după aia și-a tunat iar mașina și lista tot continuă până în ziua de azi. Când în sfârșit avem amândoi mașinile complete și putem filma schimbul de mașini. Astăzi o să facem schimb de mașini cu Dorian Popa pentru 24 de ore. Pleacă cheia de la șeptare direct la Dorian. Gata, facem schimb de cheie acum? Da, da, da. Ține-te bine, Cori, filmează aici să înțepenească Jacksara, schimb de mașini cu zbă! E german, bă. Eu-ți dau mașină, bă. Uite cum arată. Ce mă, ne dai mașină cu fluturaș? Vezi că e când mai multe culori, e de fapt un roșu jucăuș se numește. Cu asta ce trebuie să facem? Să o ducem la fier vechi? Ce? Ce faceți voi cu asta? Facem și noi cu aia. Trebuie să-mi dai geleu. Așa știu. Nu ai spus că facem schimb de mașini. Tata zbâr are ce? O chestie. Uite aici pe gentuța asta, am găsit un portofel. Dracu, ce-a văzut el, bă? E cum e cheia noastră. Bă, Olteanu bătrân, bă, că nu scapă nimic. Ochiu, ochiu am văzut. Da, dus geană. E două fără un sfert. Mâine la două fără un sfert ne întâlnim și facem înapoi schimbul de mașini. Full cascoșa mea, Doamne ajută. Mai avem o altă problemă. Haide să începem. Ce, mă? Gata, nu, mă, nimic, zi, mă. Nimic, hai. Bă, ce vagabond, deci voia să zică și nu l-a lăsat pe tasul să zică. Hai, pa, mă! Hai, bă, că stai liniștit, bă, că ne descurcăm noi și cu șeptarul, mă. Sau, cel puțin așa credea el. Gata, avem acum mașina lui Dorian Popa. Bă, cât de înaltă e? Cred că e prima oară în viața mea când conduc un SUV și cam scump așa, sper să nu facem nicio prostie. Da, mă rog, din câte a zis, are casco, deci nu mă interesează treaba lui. Hai să-i la o talpă. Bă, coaie, ce? What the fuck? Wow! Bă, nu cred că e așa rapidă. Are zvâc, are zvâc, are spre 400 de cai. Da, bine, uite, vezi gelee, vezi pe toate drumurile. Uite, al gelee pe aici. Nu stau acum să zic cât de exclusivist te simți într-o mașină. Dar interiorul ăsta portocaliu chiar se simte super șmecher. Eu până acum eram de părere că ăla alb e cel mai tare, dar acum văd că și ăsta portocaliu e fix cum trebuie. Dar ce nu știam eu e că nici Dorian nu avea de gând să facă un simplu schimb de mașini. Hâți cu bună dimineața, fraților. Hâți cu agitație maximă, este luni. Astăzi vine Zbâr să facem schimb de mașini, Jonuțule. Uitați-ne complet și am pregătit un mare prank pe care îl gândim de luni de zile, no joke. Cori este în spatele camerei și vă dăm cuvântul nostru de onoare că nu e nicio glumă, Jonuțule. Și acum vă spun cât de sincer pot eu că nu aveam nicio idee de ce plănuia Dorian și nici Dorian nu știa cât de rău urmează să-l lovească karma în acest video. Să-i facem un prank cu colant lui Zbâr, să-i colantăm mașina cu niște sticuri penale cu fața lui, pentru că știți că Zbâr este unul dintre cei mai mari prankeri, Jonuțule, și să nu uităm prankul cu tampoanele pe care l-a făcut lui Shelly și n-a reușit Shelly să-l guste deloc. Te-ai supărat, nu? Nu, ce să mai zic. Am zis, hai, bă, să-i mai întoarcă cineva moneda, mă. Îl sunăm pe Cosmin Custom Tuning, Jonuțule, și o să ne batem joc cum putem noi mai tare de mașină. Te pupăm, domnule Cosmin. Trebuie să faceți parte dintr-un mare prank pe care îl facem lui Zbâr, se poate? Da. E urgent rău, fii atent, vom veni astăzi cu șeptarul lui la tine la garaj. Nu stau acum să vă arăt tot ce a vorbit Dorian, că puteți să vedeți și la el pe vlog. Acum nu-i mai puțin adevărat că handicapatul ăla e în stare să încerce și el să-mi facă ceva? Nu știu, dar vom afla, Jonuțule. Revenim de la garaj. Puc. Acum, prima chestie pe care o facem în schimbul ăsta de mașini cu Dorian este să mergem la GC Auto, pentru că nu știu cât știți, dar eu mi-am dat comandă de încă o mașină și vreau să văd acum cum merg lucrurile, pentru care trebuie să ajungă până la sfârșitul săptămânii. Ceea ce înseamnă că săptămâna viitoare ar fi direct vlogul cu noua mașină. Scrieți voi de acum în comentarii ce mașină credeți că am mai luat și dintre cei care ghicesc o să aleg unul și o să-l dau o tură când iau mașina. Dar moară Jacksaneta că n-a glumit tata Zbâr când a zis că e rezervorul gol. 648 de lei, dracu, am mâncat o artata, bă. Mergem direct către Custom Tuning să prencuim șeftarul Zbâr. Văd că ne cam asortăm cu ei sunt portocalii și suntem și noi acum în mașina lui Dorian portocalie. Să vedem ce se întâmplă, pentru că astăzi trebuie să facem plata pentru noua mașină. Cumva puteți să ziceți că sunt porozdoia, până acum n-am condus absolut nicio mașină înainte să o cumpăr și nu cred că o să-i schimbe prea curând trendul ăsta. Hai să vedem ce se întâmplă. Ok, deci prietenii noștri de la GC Auto tocmai ce și-au mutat sediu și când intri vezi așa mașinile astea urcate la etaj și ai zice, bă, cât de tare. După aia vii aici și uite ce vezi aici. Băi, deci efectiv am rămas fără cuvinte. Dați-mi
cum se vede showroom-ul ăsta. Deci au aici peste 500 de metri pătrați de lumină. Asta e garajul lui Dorian Popa de 10 ori mai mare. Câte mașini intră aici? Cred că intră 100 de mașini lejer. Wow. Tovarășe Zbâr, stimate prieteni Zbâr, care ai tu cheia asta atât de frumoasă la mașină, ți-a dat-o Dumnezeu. Uite așa. Uite așa e o grijă de o mașină, mă. Așa trebuie să arate o mașină de nivelul unui șeptar, mă. Asta e gama de lux de la BMW, bă, și tu ai adus-o, arăta mai urât ca buldozerul meu de circula prin cadrele tale din vlog, înțelegi? O spălăm, o facem squeaky ca să prindă colantul Jonuțule, după care începem surprizele. Capotă roz, portbagaj roz, spray-uri cum ne place nouă să scriem pe mașini și o surpriză inconștientă. O să-i scriem cu spray-ul direct pe mașină, Jonuțule. O facem paia mare, suntem nebuni. Știu că sună rău, dar nici măcar nu se apropie de ce urmează să-i fac eu lui Dorian. Și vreau să vă amintesc să dați pe butonul de subscribe, că mai avem super puțin până la 1.000.000 de abonați și trebuie neapărat să-l facem anul ăsta. Și știu că mulți se uită la vloguri și nu apasă pe subscribe, așa că dacă vă place ce filmăm noi aici, abonați-vă. Uite bine, am făcut schimb de mașină, mai dat câteva mii și am luat-o pe asta. Părere? Doare rău, ești nebun. Numai nu știu de unde să-i pornesc luminițele. Am crezut că e Dorian. Toată lumea asumă că e Dorian și mă simt ciudat așa. Nebun, pot să fac acum, mă duc. Bă, artere de toate! Bă, da, vine și Dorian acum în spate, am venit eu cu mașina. Jonuțule, am găsit rozul perfect pentru Zbâr, abia aștept să văd cum o să-i separă mașina. Pe toată bara spate o să scrie claxonează-mă. Și dacă ne permite cutter float-ul ăla, o să scriem tot din roz, Jonuțule. Avem cel mai mârșav plan pentru mașina lui Zbâr. Să vă prezint noua mea mașină, GLE Coupe AMG. Omul cu arată realitate, wow! O avem 24 de ore să facem ce vrem cu ea. Ce vrem? Test de durabilitate. Uite pe aici o scoatem. Care, bă, câmpuri pe acolo. E zis că are full casco. Mă, aruncăm pe pe. Deci, părere? Păi și mecheri ca șeptarul. Nu, mai bine nu spune. Nu vreau să-ți rănesc sentimentele, Zbâr. Bă, deci nu sunteți pregătiți cum se creionează vlogul ăsta. Ia uite-l pe Costi. Ce-a scos din el aici, că dacă o ai mică, claxonează. Și acum l-am pus să corecteze, să scrie dacă o am mică, că teoretic trebuie să fie Caterică la adresa lui Zbâr, nu la celui din spatele lui Jonuțule de la semafor. Iar nebunia asta ne-am sucit, nu o să vină pe bară, că e prea frumoasă. O să vină direct pe lunetă. Vedeți voi cum stă căruțica acolo? Uite așa pe lunetă, o să scrie dacă o am mică, claxonează, Jonuțule. Ziceți, băieți, cum vi se pare mașina la Dorian? Ne-am ajuns. Dorian, ne pare rău, face și un taxi cu mașina ta. Dorian, te iubim. Bă, dacă nu... Băi, am televizor mai mare decât în cameră. Serios? Ai eu n-am televizor în cameră. Mamă, băi! Ce pot să zic? Să împinge mai bine decât Passatul. Deci asta merge mai bine cu spatele decât atacul în față. Da, nu putea să vedea mai rău, Daniel. De uite, a început să cânte. Ce are? Mamă, nu simt speedbump-urile. Zbârule, nu ești pregătit, tata, de prank-ul ăsta, bă. Bă, nu absorbante, nu vrăjel, bă, direct imprimante. Uite, mamă, unde am ajuns. Uite, ești mort, mușcă-te de deget. Ia, mă, sunt bine. Ia, nu mă răzbă, deci ești în vis? Da, mă, băi, uite-te unde sunt, bere. Bă, mi-a dat seama că mai am încă 22 de ore. Da, da. Oh my God. Hai, mă, să vedem cum pleacă de pe loc. Ia, stai. Haide, mă. Deci prank-ul ăsta iese din ce în ce mai frumos. Uite așa îmi place mie când ne apar lucruri pe parcurs. Deci cât de tare o să arate asta, de să te joc. Cât de tare o să arate asta pe luneta lui Zbârulescu. Stai, scoate-l și pe dacă. Dacă o am mică, claxonează-mă. A venit și Mădălin și ne-a deșteptat el cum trebuia cu luminile pe aici. Eu pot să zic că sunt prieten un pic mai vechi cu ea, că eu am condus-o când avea totul alb. Vreau să zic că e mult mai bine așa, bijuterie de mașină. Costi zicea să-l punem șui. Eu am zis să-l punem fix orizontal, ca să se vadă mișto către aia din spate, Jonuțule. Zbârule, neam de neamul tău nu se aștepta la asta. Ia uitați-vă voi. Doamne, cât de tare! Doamne, cât de tare e! Dă-te! Bă, ce prank! Deci Costi de la Custom, Jonuțule, merită toate laudele și toate aplauzele. Rost pe toată capota, haideți în față! Ia uite-o mâncaua, tata, acum! Întrebarea este, ce scriem noi cu spray-ul pe rozul ăsta frumos? Că n-ai cum să-l lași așa virgin! Este și păcat! Îl montăm și revenim! Auzi, știi ce vreau să te întreb? Tu ai băgat motorină în mașină, nu? Băi, proste diesel? Da, mă, dum, pe bune! Hai să te învețe, fratele tău, mai bătrân un lucru. La diesel nu o să intre
niciodată pistolul de benzină, pentru că pistolul de benzină e gros, numai în benzină poți să bagi diesel, pentru că pistolul de diesel e subțire. A, bine, atunci știu ce fac. Nu, e invers, că am încercat odată din greșeală, era să bag diesel în A-Class și nu a mers. Salut, frate, nu-ți Dorian. S-o mănânce tata pe ea, bombonică este mâncaua tata, dar stați liniștiți că nu rămâne așa, că ne uitam mai devreme și zic, bă, chiar frumoasă, ești nebun. Aici va avea marele mesaj, subscribe Dorian Popa, hățigionule. Iar acum se merge direct la portbagaj. Timp în care, pentru că suntem niște oameni jos pălăria, ne-am comandat și noi un burger pe care l-am și plătit, nu știu ce am făcut cu bonul, dar vă dau cuvântul meu de onoare că am plătit, că nu facem combinații din astea, ca să mâncăm și noi să ne simtem bine cât timp îi măscărim mașchineta. Ăsta este portbagajulescu, Jonusule, că avem mesajul prea frumos, după care ne facem curaj. Până la urmă, cât costă mă să vă obsești două uși de șeptar? Am să-i scriu cu spray-ul și direct pe ușa, pe ușa șoferului și pe ușa pasagerului din față. Să vedem cum reacționează, că așa colantul știe că îl dă jos. Da, spray-ul de pe vopsea. Acum a terminat Dorian să-și facă de cap, urmează să vedeți cum arată de fapt un prank rău. Și acum mi-a venit o idee, și anume vreau să-i fac o farsă lui Dorian, că știți că el a avut probleme cu mistrețul. Vreau să fac o poză și după aia să o editez în Photoshop, să-i trimis să-i zic: Dorian, a sărit direcția, pui mei, am dat într-o mâță, nu știu ce drag să-i fac, o las la service sau visuie. Facem acum niște poze frumos și vă arăt după aia cum le edităm pe foto. A, stai, că ridic și capota puțin. Așa, nu de tot. Bun, o lăsăm așa ca să am de unde să-i editez. Facem acum poza, mai jos puțin. Și acum ridic-o de tot. Da. Bun, și cam atâta. După aia editez pozele și de aia. Acum facem un thumbnail și mergem să mâncăm puțin. Auzit asta. Bărule, să mă ies că am gura plină, dar mănânc burgerul de la tine. Trebuie să dai o bere, frate. De ce-ți facem aici o țepănesc mănelul mâncarea tata? N-am văzut mașina asta ta atâta atenție. Cred că de când ai cumpărat-o să-mi țepănească. Și acum aici o să triem fierbinte. Bărule, să moară Jaxana, fratele meu. Se muncește la 7 mâini la mașina asta ta, bă. Tu lasă vrăjeala asta, Iusor. Acum spune fratele tău ceva din suflet. Tu, Sanchi, te-am prins eu cu mașina nespălată, dar asta nu-i mașina nespălată de 3-4 zile, băiatul meu. Asta e mașina nespălată de 3-4 săptămâni, dacă nu chiar luni. Uite-te și tu cum s-o fac. Lună. Așa, băieți, deci sincer să fiu, ideea asta cu prank-ul pentru Dorian Popa o am de un an. Numai că am așteptat să fie momentul oportun în care să putem să-l păcălesc să facem schimb de mașini. Da, am avut eu mașina stricată, după aia am avut mașina în service, după aia a făcut el accident, după aia și-a modificat el mașina și abia acum s-a întâmplat să avem amândoi ambele mașini și fix înainte să o iau pe următoarea, că dacă o luam pe următoarea nu mai avea sens să fac schimb cu șeptarul. Și faza în felul următor, eu voiam să fac treaba asta de mult, dar a durat un an ca să-l prind și acum a și venit ca și cum el a venit cu ideea, ceea ce înseamnă că nu se aștepte, clar. Adică nu vă gândiți că i-am spus, că n-avea sens. Dacă era, îi spuneam de la început și făceam video de acum un an. Nu mai așteptam un an să-l prind, să-i fac prank-uri. Ideea este în felul următor, să vă spună fratele. Când vreți să faceți astfel de prank-uri, căutați să folosiți spray-ul cât mai aproape de mașină ca să nu gazați ce e prin jur, da? Stai așa că aici trebuie să fie gros, tată. Dorian Popa trebuie să vadă. Să vadă. Ia uite, zbârule. Te gândeai tu că șeptarul tău ajunge în așa situație la schimbul ăsta de mașini? Și acum ce facem? O facem și pe asta nebună? Îi scriem și pe portiere? Uite cât de frumos arată portiera asta. Băieți, deci am pregătit aici poza în Photoshop. Arată destul de bine, dar o să o trimitem mâine, că e, din câte vedeți, e făcută pe zi și acum deja e ceasul noaptea. S-a întunecat afară. Și o să pun și la mine pe story să vedem ce reacții primim. Știi ce mă gândesc? Parcă prank-ul nu e prank dacă nu-i faci ceva răutăcios așa oarecum, adică ok, ăla e un colant, îl dă jos, ce-a rezolvat? Zicori, ce-i scriem pe ușă? Numărul, asta e ușa. Numărul cui, al lui? Nu o să-i scrie numărul pe dai, facem super prank, mă-l distrugem, mă. Nu putem să-i scriem numărul de telefon. Bă, zbârule, sper să nu te super foarte tare. Plătesc vopsitoria, plătesc tot ce trebuie. Ne băgăm la... Stai așa să nu bată vântul, Jonuțule, să-i dăm șparii, păcă după aia trebuie să-i vopsim toată mașina, ești nebun? Hai să stăm să-și usuce, Jonuțule, nu de alta. Dar parcă n-aș vrea să mă trezesc că trebuie să-i cumpăr și ornament crom după aia. Trebuia să scrii schimb cu Golf 4. Da, mergea și schimb, da, aia e, Jonuțule. Ăsta este noul șeptar al lui Zbâr. Ah! I-am distrus mașina lui Zbâr. Atât. Revenim cu reacție mâine după 24 de ore când ne întâlnim cu el. Bum! S-a făcut puțin mai târziu, este 9:30 și m-am gândit să o sun acum pe Monica. Monica e managerul meu. Să-i spun că, bă, am făcut clipul ăsta cu Dorian și am pus și din greșeală mașina. Cum? Trebuie să o sun târziu ca să nu se aștepte că e ceva, nu? Alo? Hello. Ce faci? Poți să vorbești? Zi-mi. Am o problemă, nu știu dacă e mai mică sau mai mare. Așa. Îți trimit acum pe WhatsApp. Da. Am făcut o semi-prostie, să zic așa. În online? Nu, asta e problema, nu e în online, e în offline. Am filmez un video cu Dorian în care am făcut schimb de mașini, nu știu dacă ai văzut la mine pe story. Așa. Și uite ce s-a întâmplat și nu știu ce să fac. Bine, trimite-mi. Uite-te pe WhatsApp. Uite-te pe WhatsApp. Oh, și el nu știe? Nu. El mai zis că are casco și chestii, dar nu știu ce drag să fac. Bun, dar în
ceea ce făceați voi era o chestie tricky, gen să vă dați peste cap, să vă... Nu. Deci tu doar trebuia să conduci mașina. Nu, am făcut schimb de mașini 24 de ore și eu încă țin mașina lui până mâine și el pe a mea până mâine. Ok, păi eu nu știu ce putea să faci decât să îi spui mâine. Te-am păcălit. Ce prost. Mi-a stat inima să-mi bag picioarele. Eu, sigur m-am uitat așa puțin că era un pic de blur în lateral, dar am zis, era la baie. Vai de mine, băi. Eram așa bucuroasă că m-ai sunat. Când am văzut asta, zic, bă, gamăș, de ce am răspuns la așa ceva? Mă gândeam prima dată, am vrut să-mi răspund, să-i să-l sună pe fost mie repede. Uh-huh. Mă, cât timp poate ne repare. Bă, vrei să faci poate lui? Da. Eu. Și când am văzut că mă sun, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva, că totuși, dar nu mă sunai tu așa, pur și simplu. Hey! S-a făcut puțin mai târziu și am luat pe Mădă și Linca să mergem la drive-thru. Pentru că ți-a făcut foame și dacă tot aveam mașina, de ce să nu mergem în loc să comandăm? Să vedem cum se descurcă mașina asta la drive și scurăși ce reacție o să avem. Deci ne-am ajuns la drive, toate bune și frumoase, dar am uitat că trebuie să și avem grijă la drive. Eu i-am zis, zbura, ai grijă să nu... Să nu, da, să suntem nu. Bine, mă. Mamă, uite cât de înaltă pare asta. Sper să nu iau jantele. Nu lei. Oricum, cât de fraier să fii să iei jantele. Dar fii atent până vine comanda de la drive. Deci, perechea 1 de ochelari. 1. Pune-o. Stai. Pune-o. Perechea 2 de ochelari. Ok. Și acolo în spate, pe stânga, aici, mai aici, mă. 2 tog, încă 2. Ăștia trebuie să pui. Deci, Dorian are 4 perechi de ochelari tot timpul la îndemână. Nu știu dacă vă imaginați. Tot timpul, 4 perechi de ochelari. Ai grijă, te rog. Da, mă, cine? Deci, bam, băutura 1 aici, bam, paiele, bam, băutura 2 aici, bam, apăsăm pe butonul ăsta. Le ține reci până acasă. No cap. Pe bune? Pe bune. Efectiv, le ține reci până acasă. Nu vedem să și crezi. Există și varianta de cald, gen dacă ai avea cald. Da, le ține și... Nu? Mamă, vă ține să facem mukbang ciocănitor? Nu. Efectiv, 30.000 de like-uri și facem mukbang ciocănitor aici la Dorian în mașină. Hăzi, Joanuțule, următoarea zi cu îți mobilul. Avem aici cheia, bă, sincer, foarte șmecheră cheia asta așa pe negru. Ar trebui să-mi iau și eu la următoarea mașină. Băgăm aici lucrurile înăuntru. Vreau să facem mai multe chestii pe vlogul ăsta. Vreau să aduc PlayStation aici, să dacă pot să mă joc la ecranul lui Dorian. Am zis să nu stau să pregătesc vreo chestie, că vreau să fie totul super natural. N-am chef să fac acum regii și ăștia. Mai ne urcăm o mașină pentru că urmează să mergem la AFI să ne vedem cu Dorian să-i predăm mașina. Dar înainte să-l sunăm să-i zicem că s-a stricat mașina. Și tai că mi s-a gândit că știți că el a avut problema aia cu mistrețul, i-a dat fix pe toată partea asta. În loc să-i spunem că, bă, am lovit mașina, să zicem, bă, s-a stricat caseta de direcție, a sărit roata, pui mei, cascul, nu știu dacă ne rezolvă și să vedem ce ne zice să facem. Hai să-i dăm drumul. Acum încercăm să facem story-ul de Instagram. Știi tu, bă, hai să bat picioarele. În jur direct ca să nu fie îndoială. Salut. Fii atent cu aia cum se conduce asta. Bă, ce se întâmplă, mă, băga mea aia? Picioarele să-mi bag. Ce se întâmplă, mă, ai, ce se conduce? Încă o dată. Hai la următoare, Hai să-mi bag picioarele. Ce se întâmplă, mă, băga mea aia? Bă, dar ți-am spus, mă, să nu iei mașina lui Dorian, că trebuie să vândem un apartament să o reparăm. Bă, gamea și picioarele, ce se întâmplă, mă? Bă, dar ți-am spus, mă, să nu iei mașina lui Dorian. Ok, avem și un story pregătit ca să... Acum mergem să ne întâlnim cu el și fix înainte. Cred că o să întârziem puțin intenționat ca să vedem ce reacție o să aibă. Și noi abia acum am descoperit cadrul ăsta șmecher. Eu nu înțeleg de ce Dorian nu-și filmează vlogurile așa. Mi se pare că arată mult mai bine și se vede mult mai șmecheră mașina. Bai, de mai vezi că am reușit să pornesc ăștia. Da, deci imaginați-vă că eu trag de momentul ăsta de 9 luni, adică de 9 luni aștept ocazia perfectă să-i fac prank lui Dorian. Dacă nu-mi iese, chiar o să mă oftic. Nu are cum să nu iese. Zbâr șeful farsorilor, nu are cum să nu iese. O să fie number one. Numai faza e că nu mai știu la ce oră trebuie să ne vedem cu el, că nu știu dacă vă imaginați cum e Dorian, dar Dorian spune fix așa: băi, tinere, ne vedem mâine la 1:30. Și te sună la 1:30, băi, ajuns, nu-ți mai dă niciun mesaj, nu mai verifică nimic, ai 1:30. Nu știu, mă, pentru că n-am avea telefoane. Ca pe vremuri, de mult. Asta e tremură chinoasă. La două ne vedem. Acum numai singura chestie mi-e să nu mă sparg când vorbesc cu el la telefon, dar eu zic că o joc bine. Dar dai că mi-am puține emoții, că el nu o joacă prea bine. Nu, fac niște înjurături din top de... Da, asta e ideea, că dacă înjurăm, el nu se gândească că filmăm. Doar că el nu știe că vlogul ăsta nu este așa de family friendly. Doriane, tată, îmi pare rău, dar ți-o iei grav rău de tot de data asta. Asta este. Am așteptat mult timp, că n-am putut. Da, n-am putut, efectiv.
sfârșit n-am putut să o legăm atât de bine încât ca el să nu-și dea seama. Adică dacă venea din partea noastră, deja era un semn de întrebare. Că da, nu e, voi l-am făcut să creadă că e ideea lui să facem schimb de mașini. Puțin emoții, să desfac așa, să se audă puțin de afară. Hai să-l sunăm, ce-o fi, o fi. Eu zic că trebuie să o muște. Da, sper. Trebuie. Efectiv, 9 luni de pregătire pentru prank-ul ăsta, sper să nu mă încurc. Da, băiat. Ce faci, Doriane, când vin? Păi unde ești? Bă, tu în cât timp ajungi? Eu sunt aici, aștept să vină că au pus lacăt să-mi deschidă, la etajul 3, în mall. Aaa, bine că noi avem o problemă, suntem la OMV-ul ăla de lângă AFI, că când mergeam s-a rupt casa de direcție și ai și luat așa puțin afară, dar eu am avut grijă de ea, n-a pățit nimic, ca să-mi bapă. Dacă te mint, gen, treabă e aici, da, mă, da, da, e și roata. Gen, nu, eu n-am lovit-o, n-am nimica. Roata nu-i lovită, dacă vrei, o vezi. Nu-i lovită, dar mi-e frică să mai plec acum cu ea de pe loc. Stai că ies afară, stai că ies afară acum, să-ți dau o poză, să vezi cum e. Hai că-ți dai o poză, că vine, stai că vine și poliția. Stai un pic. Stai, fă-i poză. Fă-i poză. Da, ăla unde am. Hai că-ți dai o poză. Da. Da. Da, vino acolo, uite, îți trimite acum, tati, poza. Uite la poza. Trebuie să rămân poza. Ai primit? Pe WhatsApp? Da, mă, hai, vin acum. Hai, pa, pa. Deci dacă merge cu poza asta, o să fie bani. Bă, bă. Hai că vine acum, hai că vine acum. Chiar scris deci, în cât timp ajunge. Chiar parselor. Cred că vine în 2 minute. 2 minute face până aici. Cred că trece pe roșu. Oricum, după aia eu bag pariu că zice nu că m-am prins, că nu era OMV-ul. Dar nu s-a prins, vă zic eu că l-am auzit din ăsta. Dă-te mai spate puțin, așa? Așa, ia un thumbnail. Gata, perfect. Eu acum sper ca să-i fi dat și cu Rirex, să avem și parte din reacția lui, că eu nu știu ce se întâmplă la el acum. Bosule, să-mi bag picioarele, mă iertați că vorbesc așa pe Instagram, era să zic pe YouTube, dar ne-am tricat toată surpriza zbâr, pentru că trebuia să ne întâlnim pe mall, pe AFI și să-i facem o surpriză. Și ce crezi? Mă sună, iartă-mă, doamne, îmi zică că trebuie să vin la OMV, că uite ce a pățit. Ca să înțelegeți, Ionuțule mi-a spus că nu știu, că i-a sărit roata, că el crede că n-a fost prinsă bine în prezoane de băieți, că după ce au montat caseta, că el doar mergea, că se îndrepta către AFI și că la un moment dat a sărit roata și că a încercat să redreseze de volan. Dacă a luat bordură, ce doamne iartă, un filoc e pe partea stângă a șoferului, deci dacă a luat chestia aia de tramvai de... Revenim, ne ținem de vlog, încercăm să facem și noi surpriza lui. Sper să nu fie chiar foarte nasol, revenim imediat. Bă, sincer, deci n-am mai făcut o farsă de, cred că 8-9 luni. Bă, așa șmecherie, numai că partea proastă e că nu poți faci farse în fiecare zi, că o să se prindă toată lumea. Așa dacă lași câteva luni între ele, nu le mai miroase nimeni. Mamă, deci am și zis la un moment dat lui Dorian că o să fac o farsă și nu o să aștepte. Da, frate, FaceTime, că vreau să văd dacă e mașina în stradă, în pisici, în măsici, dacă e nevoie de... Bă, nu-i răspund. Răspunde ca să se agite și mai tare. Asta cred că e ultima colaborare pe care o facem cu Dorian, băieți. După aia nu cred că mai are deloc încredere în noi. Deci mă sună și pe mine să răspund. Vrei să răspund? Da, da, da. Stai puțin că nu te aud. Hai, ești pe video? Ești pe video că nu te... Bă, nu e, deci iată, nu e nevoie de platformă, problema este că nu e de casco, că ne ziseră și ăștia de la poliție că nu e de casco, pentru că cred că ai avut problemă, nu știu ce s-a întâmplat. Eu stau acum și mă gândesc, n-o fi de la mistrețul ăla, că n-ai dat în mistrețul ăla. Dar n-am poscănit, nu, adică cum i-a sărit direct roata de acolo. Da, mă, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce, da, hai, vino încoace, îți dădui locația, suntem aici, hai că te așteptăm. Andrei vorbește cu ăștia, fii atent că sunt veniră și ăștia de la televiziune. Hai, vino încet, hai, pa. Bă, fraților, vă știați nebun la cap, ce doamne iartă au făcut, mă, dar au reușit să adune și poliție și televiziune, bă, frate, că mă stă supa asta în gât, bă, că mea și picioare. Hai, revenim imediat. Acum ajungem, Jonuțule, hai să vedem despre ce-i vorba. Băi, noi facem o glumă frumoasă, bă, și ei se simt de porcării, bă, să băi, e negru! De ce negru? Bă, ne bate pe amândoi. Deci dacă nu ne bate Dorian pe amândoi acum, cu furtunul de la pompă, de conuri ne luăm noi în cap, acum să vezi. În mintea lui rodițele de când a lovit mistrețul, se gândește că de atunci are problema. Și acum a scoase capul problema. Ia-o pe lecă de mânuși să ne bărâne. Moară ce hai, luat-o. Tu sincer, dar fii sincer. Am luat-o un pic, îți dai seama că n-am avut timp să mă uit pe poza aia, că eram în AFI, eu gândeam cu Cori, cum facem să vă facem surprize, să... Da, ești un pic de pasionează-ne, ne-ai făcut-o frumos. Nu te-mi pisici, mai trebuie să te duci. Păi da, dar vă zic și că capota ridicată la vrăjeală, uite și tu ce ți-a făcut fratele. Rosaliu, am făcut-o, fii atent. Ai cuvântul meu, Donare, știi că îți băia de cuvânt, că plătesc revopsirea la ușă. Da, da, nu e, cu vopsea. E spray. Eu mă ocup de ușă și de revopsirea ușii, deci nu e nicio pasă.
panică, da? Da, și noi de ce ne ocupăm? Că ne-am păi mai bine să-ți dea Dumnezeu sănătate că m-am panicat, ești nebun la cap. Noi am vrut să-ți învârtim rotițele în cap de la evenimentul pe care l-ai avut. Mi-am dat seama, ești nebun, dar tu știi că eu am schimbat caseta acum 4 zile, adică la... Când mi-ai zis de casetă, zic, bă, ăsta e nebun la cap. Bă, ăștia de la poliție au zis că nu face nimic acasă, că vrei să intru într-unul. Acolo m-am speriat un pic și m-am gândit, de fapt nu m-am speriat. Acolo mi-am dat seama un pic de ce, pentru că n-avea de ce să vină poliția. Nu o să vezi băiatul meu fața. Eu am o întrebare la tine. Rămâi cu ea așa câteva zile sau nu rămâi? Cine vrea să-mi o dea jos? Așa rămâi. Cine să-ți o dea, mă, ești nebun, mergi oricând vrei la garaj, la casă, mă dai jos. Dar ce spray ăsta? Poșea fopsia nană, nu e. Asta e la pistă. Până gol 4. Asta chiar nu se ia? Asta chiar nu se ia? Adelin s-a abonat după ultimul meu video și a câștigat 100 de lei. Dacă nu ești încă abonat, apasă acum pe subscribe, pentru că săptămâna viitoare voi da alți 100 de lei cuiva care se abonează în următoarele 7 zile. Iar când ajungem la 1 milion de abonați, voi mări premiul la 1000 de lei. Și dacă ești deja abonat, folosește telefonul de la un prieten, frate sau părinte și abonați-te de acolo și s-ar putea să câștige ei 100 de lei.